Bună, mă numesc Elena de la buysunshine.com și astăzi vom vorbi despre produsele mele terminate din luna august. Am strâns ceva, de fapt un coșuleț din nou. Sper să nu întind vorba și să trecem la treabă. Primul produs pe care l-am consumat este gelul de duș de la Yves Rocher. Este cu floare de cireș. Miroase foarte bine. O să recumpăr, de fapt am dat și o comandă nouă la Yves Rocher astăzi și voi reveni cu un clip cu unboxing. Deci, unul din gelurile de duș preferate din aceste game este cu cel de trandafir, așa că o să fie în comandă. Următorul produs tot de la Yves Rocher. Este un produs lapte de corp cu piere și caramel. Din păcate, nu am reușit să-l folosesc pe tot. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase, cum se întinde. Chiar se face masaj cu acest produs, dar din păcate n-am reușit să-l termin. A expirat pentru că are 6 luni de la deschidere, așa că a trecut cele 6 luni, trebuie să-l arunc, din păcate. Așa. Următorul produs este un gel de duș de la Balea. Arată așa. Tropical Sunshine. Miroase dulce, miroase ok, dar nu este atât de... Nu mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul și atunci acesta nu o să recumpăr. Soțul meu i-a plăcut. Asta e. Următorul produs este o acetonă de la Sien, din Lidl. Mai am un pic din ea. Din păcate, nu o să mai cumpăr acest produs pentru că nu șterge foarte, foarte bine unghiile de ojă și inițial lucra foarte bine pompița, acum nu lucrează foarte bine, așa că termin și nu mai recumpăr. Următorul produs este, de fapt sunt două oje care sunt mai vechi de la Oriflame, de One. Le-am folosit, dar nu le-am folosit până la urmă, s-au învechit și trebuie să le arunc, mi-a plăcut foarte mult. Probabil o să dau curând o comandă la Oriflame și o să-mi iau mai multe nuanțe, am văzut niște nuanțe foarte frumoase. Următorul produs este un balzam de buze care mi-a plăcut foarte, foarte mult de la Cute Cosmetics. Este un brand românesc handmade. A expirat și el la timp pentru că tocmai terminase. Mirosea absolut demențial. Mi-a plăcut foarte mult cum hidrata buzele. Dacă am să am ocazia, am să mai încerc și alte produse. Apropo, am încercat de la ei fondul de ten stick care mi-a plăcut foarte mult și sora mea mi l-a luat și un deodorant stick fără aluminiu care tot sora mea l-a luat din păcate că mi-a plăcut foarte mult. Așa. Următorul produs este un fond de ten care mai am încă o aplicare, ceea ce îmi place mult de la Max Factor Skin Luminizer. Nuanța mea este nude 47. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Nu cred că voi recumpăra acest fond de ten. Eu caut ceva cu acoperire mai mare decât acesta. Acesta e bun de vară, nu știu dacă o să meargă iarna. Are niște particule fine de străluci, nu știu cum să-i zic, și din păcate nu o să mai recumpăr. Folosesc până la urmă. Îmi place tipul ăsta de flacon, cum se termină fondul de ten cu pompiță, și așa se consumă absolut tot. Următorul produs este un gel de duș de la Yves Rocher cu ceai verde. Mi-a rămas pentru încă o folosire. Îmi place foarte mult mirosul și pentru persistență mai am și apa de toaletă cu ceai verde. Este foarte energizant, mai ales de dimineață. Miroase super, hidratează pielea,
recomand. Următorul produs este un fond de ten de la Oriflame. Țin minte, am fost foarte entuziasmată când l-am cumpărat, dar din păcate nu am ales nuanța potrivită. Dădusem pe acest fond de ten 22 de lei și avea acoperire bună, mi-a plăcut foarte mult. Consumasem ceva de el, dar a expirat și trebuie să-l arunc din păcate. Prețul de 22 de lei e super. Se numește Perfect Fusion Foundation. Are și SPF 25. Următorul produs este o ojă de la Flormar, care a expirat și ea. Este a treia ojă de aceeași nuanță care am luat-o, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este o ojă opacă și are o culoare foarte intensă. Dacă am să merg pe la Flormar, o să-mi iau din nou. Îmi place foarte mult. Următorul produs este tot o ojă, dar de la Trint. Din păcate a expirat și această ojă. Cam am din ea, dar asta e. De ce nu am folosit foarte multe oje? Pentru că ziceam că îmi cresc unghiile. Și cum îmi cresc unghiile, o să-mi fac tot felul de chestii pe unghie și nu știu ce. Și îmi cumpăr multe oje și după aia expiră și le arunc. Acum sper să mi le cresc. Mi-am cumpărat un tratament întăritor de la Melchior. Arată așa. Și, sincer să fiu, mă dau zilnic cu acest produs. Să vedem dacă dă rezultate, dacă nu, revin cu informații. Următorul produs este o mască care o ador și am făcut un clip anterior cu produsul acesta și v-am arătat, chiar mi-a rămas pentru o utilizare. Este pe fund. Dacă aveți posibilitate să găsiți aceste produse, le recomand. Este de la Helen Savart cu ulei de argan. Recomand. Următorul produs, tot de la Oriflame. Este un produs destul de bunicel. Am folosit jumătate, dar a expirat, din păcate. Este Pure Skin cu grapefruit. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Nu mi-a uscat tenul, dar din păcate a expirat și trebuie să-l arunc. Dar dacă o să am ocazia, o să mai recumpăr. Următorul produs tot este o ojă care de fapt este cam vechiuță și s-a scurs din ea. Am fost în Antalya și în drum s-a spart o ojă și s-a deschis și aceasta și a curs. În fine, este o ojă de la Orle care mi-a plăcut foarte mult. Primise cadou de la o blogheriță dragă mie, Stella. Mi-a plăcut, o să mai cumpăr ceva oje de la Orle. Am auzit și de tratamentul lor că este bun. Să vedem. Așa, următorul produs este un primer pentru ochi de la Elf. Cred că știți și voi. S-a terminat și atunci, oricum mi-am luat acum un alt primer de la Melchior. Să vedem ce face acel primer. Acesta este bunicel, dar cred că trebuie să existe și altul mai bun decât acesta. Prețul e bun, 9 lei. Depinde, dacă găsiți oferta, găsiți și la 6 lei. 6, 6,50. Următorul produs este tot de la Elf. Este un fond de ten cumpărat de pe iHerb. Am dat prețul de 3 dolari și mai apoi s-a scumpit la 6 dolari. A expirat după 6 luni. Din păcate, nuanța a fost prea închisă pentru tenul meu. Era atunci iarnă, primăvară și tenul meu e și acum alb, deschis, adică nu m-am bronzat. Și, din păcate, a și expirat, nu merge nici nuanța. Dacă voi avea posibilitatea, o să-mi iau nuanța potrivită. Mie mi-a plăcut. Recomand. Următorul produs este un produs din Turcia. Este o apă florală, adică o apă 100% din trandafiri. De
câteva luni folosesc aproape în fiecare zi apă de trandafiri. Îmi place foarte mult, e ca și tonicul, revigorează, anti-îmbătrânire și așa mai departe. Curăță foarte bine machiajul, fixează machiajul. Dacă găsiți apă de trandafiri 100% naturală, fără prostii în ele, recomand să folosiți în fiecare zi, indiferent că aveți ten uscat sau nu. Următorul produs este un gel gomant cu măr verde și anason. Am scris și un review pe blog, mi-a plăcut foarte mult. Am să las link-ul în descriere la review. Recomand. Am făcut o comandă, dar uitasem de acest produs să-mi fac stocul. Din păcate m-am murdărit. Din păcate am uitat. La următoarea comandă trebuie să-mi cumpăr acest produs de nou. Oricum se găsește în comandă vreo 3-4 geluri de duș, de la acesta nu știu de cum, am uitat. În fine, și avem mostrele care v-am arătat în clipul anterior de la Helen Savert, produse profesionale. Este marca italienească. Și aici avem șampon, șampon, mască și ulei cu argan. Super! Recomand dacă găsiți această marcă, trebuie să le încercați. Și ultimul produs este o cremă care mi-a plăcut foarte mult. Am să o recumpăr din nou foarte curând. Este crema cu SPF 50 Plus Photoderm Max de la Bioderma. Am și spray-ul pentru corp și față, folosesc acela. Crema mai am, cred că, pentru două aplicări. Dar cum o termin, trebuie să termin spray-ul și cum termin spray-ul, cumpăr o cremă de aceasta. Spray-ul are 6 luni de la deschidere și crema are 9 luni. Și ca să nu expire spray-ul, folosesc acum spray-ul. Este pentru tenul sensibil, are 40 ml, recomand. Cam asta, cu asta a fost produsele care le-am terminat și expirat și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!